mi e foarte rușine. George Burcea regretă afirmațiile șocante spuse la adresa femeilor. Actorul a instigat la violența lor. George Burcea a stârnit un val de reacții negative în mediul online, după ce ieri seara a făcut un live în care a instigat la violența femeilor. Acum actorul regretă tot ce a spus și mărturisește că îi pare extrem de rău pentru tot ceea ce a afirmat la nervi. În urmă cu o seară George Burcea a făcut un live pe Instagram, acolo unde mai multe femei au adresat cuvinte jignitoare, fapt ce l-a deranjat teribil pe actor. Fostul soț al Andrei Bălan a izbucnit și nu s-a mai putut abține, moment în care a instigat la violența femeilor. Acesta le-a spus bărbaților că unele femei chiar merită să fie bătute deoarece chiar el ar căuta acest lucru. Lucrul afirmat i-a adus un val de reacții negative pe rețelele de socializare, însă acum actorul regretă tot ce s-a întâmplat și își cere scuze pentru cele spuse. Doresc să-mi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care mi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici mie și nici o femeie, a spus George Burcea pe Instagram actorul mărturisește că ceea ce a spus a fost complet greșit și că nu mai poate să facă acum nimic altceva decât să-și ceară iertare, căci faptul e deja consumat, iar clipul video în care spune cuvintele dure face deja în conjurul internetului de ieri seară. Oamenii l-au tras la răspundere și inclusiv editura unde și-a lansat cartea, care are ca temă chiar violența domestică. A mărturisit că va avea o discuție serioasă cu George Burcea și chiar s-ar putea ajunge la a nu mai colabora. Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus, și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să-mi cer iertare, să mă educ mai mult pe acest subiect. Îmi asum valul de reacții negative. Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspunde, a mai spus actorul. În încheierea mesajului postat de actor, George Burcea susține că va încerca tot timpul să lupte pentru ca femeile să nu mai stea în relații și căsnici cu violență domestică și verbală, însă odată și mai cere scuze pentru tot ce a spus. Îmi asum responsabilitatea, îmi cer încă o dată și îmi pare rău. Înțeleg durerea femeilor care trec prin violență și care protejează agresorii. Vreau să ajut, în niciun caz, nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit din totdeauna să ajut, dar intenția nu justifică niciun fel de cuvinte pe care le-am folosit. Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect, a conchis George Burcea.